acesta dorim să ne închinăm înaintea Dumnezeului nostru, să-L căutăm. Vedeți că este dorința cu care am venit fiecare dintre noi, să ne întâlnim cu Dumnezeu, să îl căutăm cu inima noastră și cu toată inima. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cine îl caută cu toată inima, îl va găsi. Pentru că Dumnezeu dorește să se lase găsit, descoperit de fiecare dintre noi. De fapt, El este Cel care a făcut primul pas în a se face pe sine descoperit, a se revela nouă prin Domnul Iisus Hristos. Și nădăjduiesc și în această seară, prin prezența Sa, prin Cuvântul Său, să cunoaștem ceva mai mult, să cunoaștem ceva mai mult din dragostea lui Dumnezeu, pentru ca și noi, la rândul nostru, să-L iubim pe Dumnezeul nostru. Am să rog pe fratele Sami să vină și să îl prezinte pe un frate care va aduce o mântuire.